Niciodată nu m-am gândit că vom publica cele mai vechi videoclipuri ale noastre cu cele mai mari secrete. Da, astăzi vă vom destăinui cele mai tari videouri din familia noastră pe care niciodată, nici când, nicăieri nu le-am publicat. Cum s-a născut fiecare copil din familie, cum am început să facem primele vloguri și unde ne ascundeam în timp ce se făceau primele clipuri. Ce? Adică vreți să postați cum mami ne-a născut pe noi? Cum încercam să fac vlog și nu mi ieșea din prima? Cum eu stăteam pe uliță? Da, asta am promis abonaților și ne ținem de cuvânt. Dar de unde să apucăm? Cea mai importantă sărbătoare într-o familie este... Revelionul! Ziua orașului! Nu, este nașterea copiilor în familie. Dar până la sosirea zilei mult așteptate, sunt foarte, foarte multe zile, săptămâni, chiar și luni de pregătire. Așa am făcut și noi. Doar că, atenție, am distrus apartamentul nostru. Ce? Ca să-l construim din nou. Cum asta? Eu credeam că așa era de la început. Păi uite, cu asta vrem să începem și noi. Să vă prezentăm marea reparație. Atunci hai să-i dăm drumul. Văd că-ți scos chiar totul de pe pereți. Și din toată casa. Am adus un camion de piatră pentru că am început să construim alți pereți în loc. Să ne extindem. Ce? Și noi aveam așa dulap? Cum? N-aveam balcon înainte? Sau l-ați distrus? Aveam, Mircea, doar că am vrut să acoperim să vă fie vouă mai cald. Wow! Și nu vă era frică? Uite, aici așa-i? Așa-i, la etajul 5. Da, am extins bucătăria înspre balcon. Vedeți? Am schimbat geamuri, uși, totul s-a dus la gunoi și a venit ceva nou. Parcă e o clădire abandonată sau spital. Stai puțin să vezi ce frumusețe a ieșit până la final. Doar că reparația nu era doar în casă, ci și în grădină. Pregăteam livada pentru copiii noștri. Mami deja era cu burtica la vedere pentru că era ultima lună din sarcină. Așa se taie vârfurile pentru că pomii să fie puși cum se cade, ca la carte. Vorba aceea, să construiești o casă, să plantezi un pom, să sapi o fântână și să faci o casă plină de copii. Dar ce păpuci! Vedeți tehnica pusului pomului! Și acum să vedeți pe mami cum arăta cu câteva clipe înainte de a se naște Melissa. Păi era destul de grăsuleană. Tati, cum vrei dacă de la 50 de kilograme am ajuns la 70? Ce? Mm-hmm. 20 de kilograme. Tehnologie avansată. Ce ai zis? Tehnologie avansată. Uite ce telefon aveam. Telefon Nokia. Și iPad sau ce era la tati? Din America care l-ai adus tu. Ții minte? Cine plânge? Cine e asta? Mihaela! Nu, este primul copil din familia Melimi. Melissa, faceți cunoștință. Cum arăt? Ce? Parcă eram la incubator. Păi așa este la maternitate. Un pic fioros, muzic. Doar că experiența medicilor e cea care te încurajează acolo. Și tot la același doctor s-au născut și ceilalți copii și în aceeași sală de naștere. Mai greu a fost cu prima naștere. Dar Mihaela nu s-a născut acolo, dar acasă. Stai, Mati, acolo să ajungem. Cum e dispoziția tăticul astăzi? Frumos. Excelentă, de sărbătoare. Împărtășiți emoțiile, despre cine ați venit astăzi? Tătica. Și după? Soția. Soția noastră dragă și vă este dor. Și aici bănuiesc că mă luați pe mine acasă, nu? Da, la maternitate. Cunoașteți la ce oră s-a născut fetița din noastră? 4.40. Cel mai bine? Ce greutate? 32. Cel mai bine? 36 de ani. Ce dată? 6.80. 20. Și cea mai importantă întrebare? Știu că înțeleg să nu mai spuneți o dată. Melissa Beatriz. Eram aici, mai ceva ca la un interrogatoriu.
Unde îți spun cu figurice, așa. O, acum burta lui tati a trecut burta lui mami. Aici am avut o scăpare. Am uitat acasă cravata. Mami, dar de ce tu aici plângeai? Mami e mai emotivă de firea ei. Tot timpul plâng. Mami probabil că plângea că vrea gemeni sau tripleți. Prima mea băiță! N-am mai văzut acest videoclip. De ce nu mi l-ați arătat? Și de ce în cadă cu apă se pune cearșaf? E o tradiție veche. Când copiii se scăldau într-o covată, ca să nu intre așchii la copilaș, se punea un material ceva, textil. Dar că acum tradiția a rămas aceeași. Și eu așa am făcut. Ești prea mare. Wow, ce drăgălașă, Melișa. Ce, și ce făceați la buricul meu? Dar ce tradiție asta? Să vopsești buricul? Buricul se prelucrează așa ca să se usuce mai repede să se vindece. Și priviți atent cum Melisa urmărește cu maximă atenție. Melisa abia de vedea prin acest căruț. Sunt primele clipe ale Melisei afară la plimbare. Dar în ce erai îmbrăcată tu? Salopetă? Da. Niciodată nu te-am văzut cu salopetă. Mai bine uite la tati cum era îmbrăcat. Cu ce fel de păpuși? Parcă era un spiriduș. Și cu pantalon scurt. M-am îmbrăcat și eu așa la repezeală. Aici, Melisa, te încreștinam la mănăstirea Sfintelor Mironosițe Marta și Maria. Foarte frumos! Dar ce caută bunicile noastre în remorcă? Așa e tradiția, Mircea! Așa se face în sat! Ia uite! Ce e asta? Parcă era multă gana! Și toți așa buceau, piu, piu, piu! Da, este o tradiție la cumetrie. Imediat după botez. Uite cum arătam eu la 7 luni. Arătam exact ca Mihaela. Și la comportament. Pentru că Mihaela fără suzetă nu putea. Faci uțe-uțe. Bravo, hai bate din palme. Hai bate din palme. Și stăteam deja pe funduleț. Da, și te jucai în acest challenge de a-ți ascunselea. Și Melisa, privește, este primul tău mijloc de transport. Pătorica! Vai, cât ne dureau mâinile, cât trebuia să te legănăm în ea. Stăcărăm prin toată casa și dacă ne opream, era cea mai mare gălăgie. Uite, plângeam, mai vroiam. Hai, tati. Abia așteptam să vină tati de la serviciu ca să te... care așa prin toată casa. Wow, și Melisa pune... Ce faci, Melisa, aici? Ajutorul nostru l-a strâns hainele după spălat. Iată de ce tu erai așa de bună la dansuri populare. Tu de mică. Da, Melisa de la 7 luni s-a ridicat în picioare. Vreau și eu așa, elefant. Ce face papagalul? Se joacă cu tine? Da? A zburat! Încet, Melisa. Și primul nostru papagal a avut un pic de suferit pe urma leziunilor provocate de către bebeluși. Fugi, papagalule! Nu, l-a prins! Nu! Sărmanul papagal! Dar nu fugea, nu fugea! Îi plăcea ce foarte mult Melisa! Sărmanul! Ce faci, Melisa? Adă-l, mami! Adă-l, mami!
Nu, se poate. Am mâncat hârtie igienică. Iată așa se decorează casa. Ia ce făcut, Marisa. Frumoasă, Melisa. Știi, Misa, dar se zice că poartă noroc. Dar, din păcate, nu era una folosită. Hârtie igienică ruptă prin toată casa. Și nu numai hârtie igienică. Era ziua mea de naștere. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Vai, Melisa, câți ani au venit în ospeție. Și toți au încăput în apartament. Nu mai mult și nu mai puțin, tocmai 66 de persoane. Wow! Cel mai bun șofer! Eu și acasă! Foarte mult iubea Melisa călătoriile! Și în curte, și în mașină, și în apartament! Peste tot eu dansam! Acum privește atent, Melisa, o găleată mică, cât de periculoasă ar putea să fie, în mâinile unui bebeluș. Nu poți? Atent! Da, mami, să te ajute. Iată așa, invers, spune. Găleata era căciula preferată a Melisei. Și unde am fost noi prima dată la mare? Tu, prima dată la mare, ai fost în Ucraina. Tocmai acolo unde ai și apărut Melisa cu 9 luni înainte. Mami, deja aveai burtică! Mircea, acolo erai tu și iată, iată să te naști! De această dată florile la maternitate le-a cărat Melisa, sora mai mare! Sala nu s-a schimbat deloc! Nu au reușit să schimbe decorul! I-am surprins foarte rapid și a doua oară! Păcat că florile nu s-au păstrat! Acesta era Mircea. Eu? Da, tu. Dar de ce bebelușii poartă căciula pe dos? Ca să nu-i deranjeze cusăturile interioare și să le fie cât mai comod. Unde e Mircea? Ia, dă-i un pic lui Mircea. Bravo. Melisa, câți ani aveai când mergeai la așa tobogan? Nici un an jumate nu avea, căci deja eram la carusel. Atenție, atenție! Primul vlog culinar al Melisei. Ce faci acolo, Melisa? Colțunaș cu carne! El-i meni! Găleata se schimbă, dar năravul ba. Melisa, fii atentă! Eu sunt mic! Ce pui mie găleata? Și iată că și ziua încreștinării lui Mircea! Ziua în care s-a schimbat radical viața noastră. Ne-am mutat în România. În weekend! Din acel moment, fiecare weekend și fiecare sărbătoare era aici, în România. Călătoream foarte mult. Mircea, dar tu ce faci acolo? Sângeai de cețelul? Iată și prima noastră dubiță, cu 10 ani în urmă. Vedeți cum arăta? Chiar prima noastră călătorie în România a fost foarte, foarte încărcată. Iași, Bicas, Ișoara, Sibiu, Argeș! Dintotdeauna Melisei i-au plăcut senzațiile tari. Aici aveai 2 ani! Și niciun carusel din orășelul copiilor nu era scăpat de Melisa. Aici mi-amintesc! Eram la mare în Bulgaria
Și țin minte că niciodată eu nu voiam să mă fotografiez. Și trebuia să apelăm la anumite trucuri. Hai, mițică! Mami, nu ești mama! Dar nu te fotografiez, nu, eu te filmez. Mi-amintesc câte poezii recita Melisa. Și acum nu mi-aduc aminte niciuna. Așa, mai departe. Hai, ursul. Hai, ursul. Mami, așa. Da, te fotografiez, acuși te fotografiez. A, sus, bine, hai. Vine. De cu ce și a pie. De mi puce. De aici coșe. Așa, care poezii mai știi? Aciună. Moș Crăciun, hai. A tine anul nou. Ciună, eu am o două. Și mama bună, o face ceea ce bună. Eram pe scaun sus! Mirciulică, ai grijă să nu cazi, bine? Așa! Și prima dedicație muzicală a Melisei pentru toată lumea! La mulți ani se numește! Cântat la o chitară clasică! Și aici cred că am spus... Să trăiască toți, și jucăriile, și cărțile, și mami, și tati. Și văcuța Lola. Da, văcuța mare și văcuța mică. Bravo, mai departe, cine să trăiască, cine să trăiască. Și în casă aveam seră. La balcon. Mai țin minte. Da. Și puneam semințe și căpșuni, dacă mi-amintesc bine. Bravo, Melisa. Și tot la 2 ani învățăm deja engleză. Cum să încep? Nu știu. One. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 8. Red. Purple. Purple. Blue. Blue. Green. Green. Bravo! Mami, cea mai bună alegere! Bine că mi-ai lăsat creții. Păcat că nu mai am acum. Din totdeauna, frizerie era acasă. Iată Mirciulică cu senzațiile tari, erai mai domnul. Ține-te! Hai, ține-te bine! Așa. Melisa pâine albă coace, noi cântăm voios! Îți reușește? Da, îmi place! Și-ți place să faci? Da, mi-e îmi place să fac! Prea ușor! Prea ușor? Da! Prea adânc!
M-am încurcat. Te-ai încurcat? Da. Și de la papagal am trecut la pui. Unde spui papă? Papă, aici? Niam, niam, niam. Dar nu-i alunga, lasă-i să mănânce. Îți mai amintești, Mirisa, cum adineauri tu apucai papagalul? Ia privește cum o făcea Mircea! Unde-s puișorii? Au și faci. Dacă Melisa știa să cânte bine la chitară cu degețelele, păi iată Mircea știa să cânte foarte bine cu fundul pe scaun. Știu că acel scaun avea ceva acolo care chițcăia așa, chi, chi, chi. Iar Mirisa pictură în toată legea. Fiți atenți, nu ieșea din contur. Aici? Da, acolo atent. Iată, acum vă veți da seama din ce cauză în familia Milimi se filmează prințesa bogată și prințesa săracă. Vai, vai, vai! Mirisa! Doar că mami în Sighișoara eu eram prinț sau rege, ce nu era margatul tău. Ia uite la ei, iar acum chitarile stau și se prăfuiesc. Iar acum despre senzațiile tari a lui Mircea. A urcat în Bulgaria pe un topogan gonflabil și de acolo se temea să coboare. Mirisa l-a ajutat. Trage-o de picior! De picior! Ține cu mâna. Bravo! Deși în fel și chip grădinița a vrut să te atragă, tu totuși ai vrut la școală, Mirisa. Păi dacă era mare, aveam câți ani aveam? Vreo 3 ani! Dar zici că ești în India, cu petale. Ați apucat în mână vreodată un crab sau un rac viu? Ia priviți cum o face Mirisa! Iuhu! Bravo! Bravo, Mirisa! Acum nu cred că voi avea atât de mult curaj. Ducem să mâncăm? De care? Vine așa să mâncăm. Da. Dar și lupim? Da. Dar cum o să lupim? Cum să le rupim? Nu, cum și lupim? Să le oprim? Da. Le fierbem și ei se opresc. Wow! Primele mele role! Chiar și acum le mai am. De tare trebuie să-ți placă o coroniță ca să o porți peste căciulă, Mirisa. Păi dacă era în varză, trebuia să se vadă, era verde. Frumoasă ca mine noi, că e mașină înfuiată, de dechează aranjată. Nimeni nu mândă ca mine, că m-a văzut pe telefone. Bravo! Iar Mirisa s-a învățat să schieze pentru prima dată la rânca. Și atenție, Mirisa, aici aveai doar 3 ani! Mai poți așa? Nu prea cred. Eu de la 3 ani știam să mă joc șa? Păi dacă te-am învățat eu? Stai, ne mergeam undeva în centru și învățam. Iar acordeonul lui tati din copilărie, Mircea, îl testează la maxim.
Simte că e aproape. Primăvara. Și nu știe nimenea. Și nu știe nimenea. Gândurile zboară. Se trezesc câmpiile. Cântă ciucârliile. Nu oprește nimeni primăvara. Primăvara, primăvara. Ne gândește câtă oară de lumina dragostei de tăi. Și asta se întâmpla cu câteva zile înainte ca papagalii să zboare de la noi de acasă. Mergi jos! Mircea, tu zici de șah, dar să citești la 4 ani? Nu mă treabă niciun om ce caut la el în pom. În orice anotimp, sportul este pe primul loc. Aici aveam varicelul. Dar eu controlam urechea lui tati. Te uiți cu lumina? Dar ea are. Nu, lumină. Nu! Haide-i! Nu! Iată aici a apărut în viața noastră Matiaș. Și atunci când ne-am mutat de la bloc la casă, la sol, momentul mult așteptat în timpul toamnei era spălatul butoaielor. Ții minte, mergeam după must și acolo era un câine care dezlega și returile lui tati. Ia să vedeți reacția lui Matei când Melisa îi ia osul din mână. Să e Matei? Da! Ai, eu deja am mai crescut. Matei. Iar dacă nu știți cumva o semănătură, nu vă faceți griji. Mircea o să vă învețe. O ții minte și acum. Să plouă, să picure rău, gând să-i curcească, bogată să o rodească, să aducă speranță la o nouă viață, copii să crească, țara să înflorească la mulți ani. Mulțumesc! Dar cu capra ne primiți? Iată, din cauza că mi-am rupt piciorul la pârtie, a trebuit să renunț la cel mai frumos sport, taekwondo. Multe am văzut în viața asta, dar să faci duș și veci o concomitent, o poate doar Matei. Matiașu, cine face baie? Salut! Dacă adunăm la acest video 10.000 de like-uri, vă aducem secrete și despre ceilalți membri din familia Melimi. Videourile stau pregătite, gata, gata să iasă la iveală!